Haideți să desfacem puțin să vedem ce e înăuntru. Salutare, prieteni, și bine v-am la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest vlog voi compara, după cum bine v-ați dat seama din titlu, McDonald's-ul din China. Ok, ăsta e din România. McDonald's-ul din China cu McDonald's-ul din România. Pentru că acest vlog a fost foarte, foarte, foarte cerut de către voi după acel vlog KFC din China versus KFC din România, și prin comentarii și prin DM-urile de pe Instagram m-ați înnebunit ca să compară aceste două. Nu mai știu ce voiam să zic. Ca să compar McDonald's-ul din China cu McDonald's-ul din România, și am prins oportunitatea perfectă pentru că vărul meu s-a întors recent din China, nici măcar 2 ore nu au trecut de când s-a întors acasă, dar de când voi posta acest vlog, el este acasă de câteva zile deja, deci așa, haideți să trecem mai departe. Mă lungesc prea mult cu vorba. Și cu toate acestea fiind spuse, nu uitați să dați și follow pe Instagram aruncianuX, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața mea. De ce am făcut asta? Ok, abia aștept să încerc acești burger. De fapt, nu prea abia aștept, pentru că au stat 15.000 de ore pe avion și știu că acele crispy-uri din China, că la fel au stat, la fel de mult au stat pe avion și chiar s-au stricat și și-au pierdut gustul total. Și la burger cred că este mai rău, dar sper să fie măcar puțin mai ok. Ok, dar înainte de a începe a mânca aceste delicatese, vreau să-i trimit un mesaj lui Bongo, pentru că nu i-am mai trimis de foarte, foarte mult timp și data trecută știu că a spus niște chestii super adevărate și nu mi-a venit să cred. Și chiar nu i-am mai trimis de foarte mult timp mesaj, așa că haideți să vedem ce mai zice despre noi. Am trimis crash plus nume complet plus oraș prin SMS la 1405, așa că acum aștept să văd ce va zice despre mine din nou. Să vedem dacă chiar mă mai nimerește, frate, adică data trecută chiar m-a nimerit super bine și nu înțeleg de unde. Mamă, sper să fie bune. Sper să nu mă doară burta. Ok, am primit mesajul. Haideți să vedem. Bun. Bongo știe că Ceanu are planuri. Nu mai știu să citesc. Bongo știe că Ceanu are planuri mari pentru a-și atinge visul de a ajunge la 1.000.000 de abonați. Da, chiar este super, super adevărat chestia asta. Chiar îmi doresc foarte, foarte mult să ajung la 1.000.000 de abonați. Doar că un secret crush întâlnit la McDonald's o să-l distragă uneori. Oare o să fie geloasă Raluca? Ok, nu trebuia voi să știți de Raluca. Bongo mai cam băgat în gropiță puțin, să zic așa. Băi, este... Nu, chiar nu mai am ce să zic. Mă șochează rău de tot chestia asta. Dar nu pot lăsa așa că aș mai trimite ceva. Ok, de data asta am trimis viitor plus nume complet plus orașul din care sunt prin SMS la 1405 și... Da, mai bine nu trimiteam faza asta cu crash. Da, haideți să vedem ce zice de viitorul meu. Ok, a fost foarte rapid de data asta, nici măcar un minut nu cred că a trecut. Bongo știe că dragostea lui pentru Big Tasty-ul de la McDonald's o să-l țină mai mult pe la fast food cu prietenii. Băi, deci mă jur, deci jur acum, credeam că mi-apare ceva la cameră, jur că mănânc McDonald's de 2 săptămâni și nu exagerez, de 2 săptămâni, de cel puțin 2 săptămâni zilnic, frate. Bag o grămadă de fast food în mine, de asta sunt așa slab cel mai probabil. Și văd că Bongo știe și chestia asta, frate, bă, ăștia au camere peste tot, nu știu, cum? O să-l țină mai mult pe la fast food cu prietenii, așa, loc unde își va găsi inspirație pentru o posibilă piesă. Bongo, mă sperii rău de tot. Da, nu o să vă zic ce am în plan, ce planuri am pe viitor, va rămâne secret, dar dacă îmi dați follow pe Instagram aruncianuX, probabil veți afla ușor, ușor, pentru că pregătesc ceva super, super tare. Și aparent, Bongo, văd că... cam vă dă spoilere, deci... Ok, haideți să trecem mai departe, pentru că Bongo m-a șocat destul. Dacă vreți să vorbiți și voi cu Bongo, știți foarte bine deja cum să o faceți. Trimiteți prin SMS la 1405, viitor sau dragoste sau crash, cum am trimis eu, plus nume complet, plus orașul din care sunteți, și așteptați să vedeți ce va zice Bongo de voi. Sunt sigur 100.000 că vă va șoca și pe voi. Însă, momentan, mergeți să-i trimiteți doar din rețelele Vodafone, Orange sau Telecom. Ok, haideți să... Pă-păm. Pentru că sunt rupt de foame, fraților, numai ce am ajuns de la facultate și am cumpărat acest Big Mac pe drum,
Pentru că știam că trebuia să fac acest clip. Bă, Big Mac-ul și Big Tasty-ul, după cum a spus și Bongo, sunt favoritele mele de la Mac. Chiar am ezitat astăzi să-mi iau Big Tasty din nou pentru că am mâncat prea mult. Deci prea mult. Și nu știu cu care să încep din astea două. Sunt foarte curios. Stai să dau focus pe el puțin. Băi, seamănă foarte mult cu ambalajul de la noi. Adică chiar foarte, foarte mult seamănă. După reacția mea v-ați dat seama cât de mișto miroase și mă aștept să miroase și ăsta la fel de mișto. Ah, ce nu fac eu pentru vlog? Ok, hai... Nu, mai întâi iau din Big Mac-ul ăsta pentru că chiar mi-e foame. Și chiar nu vreau să vomit din prima. Prea bun. V-am spus că mi-e foame. Doamne, cât de bun este Big Mac-ul, mai ales acum după ce am schimbat gustul, adică de la Big Tasty. Este prea bun. Și acum să trecem la delicatesea noastră. Așa arată și pe dinăuntru. Credeți-mă că nu miroase. Ok. Credeți-mă că nu miroase bine. Și chifla asta este extrem, extrem de tare, fraților. Nu știu dacă se vede pe vlog, dar chiar este foarte, foarte tare. Și bineînțeles, burgerul înghețat. Mamă, nici n-am tupeu să iau o gură din asta. Bă! Este prea bun. Bă, nu știu cum să vă zic, dar chiar e ok. Bă, pute în ultimul har stricăciune efectiv. Bă, dar la gust chiar e ok. Ori mie e prea foame. Efectiv are gust maxim. Nu așa puțin, maxim, fraților. Deci are un gust foarte, foarte accentuat de pui chinezesc, mă jur. Zici că puiul ăla din burger efectiv e făcut de mătușa mea sau de tata. Sau de orice restaurant chinezesc. Deci are un gust foarte accentuat de pui chinezesc. Și nu exagerez, nu exagerez deloc. Și pe lângă chestia asta, bă, începe să mă doară burta, nu e ok. Bă, haideți să desfacem puțin să vedem ce e înăuntru. Așa arată înăuntru. Și... chiar începe să mă doară burta și nu mai vreau să miros ce e aici și nici nu mai vreau să mănânc. Așa că, I'm sorry, du-te mai încolo. Bă, începe să mă doară burta și nu e ok. Bă, dar mă credeți că la gust era super, super bun? Nu m-am miroase în ultimul har de urât și... da, cred că e din cauza foamei, ce mai probabil. Bă, și nu-l pot asemăna cu nimica din România, sincer, burgerul ăla, chiar... nu știu, nu prea seamănă cu nimic. Maxim cu un fel de Mac puișor, dar cu sos galben. Nu știu. Ok, haideți să trecem la al doilea burger. De data asta nu o să înghit. Doar o să văd cum este gustul, ok? Ok. Văd că scrie în engleză. Eu când am fost în China, erau unele ambalaje pe care scria în chineză și unele pe care nu scria. Dar știu că n-am mâncat dublu cheeseburger în China. Am mâncat tot așa ceva de pui. Și bă, a fost foarte, foarte bun. Numai n-am, vă dați seama după 16 ore de stat în avion cum se face. A rămas și o parte din ambalaj pe burger, dacă observați acolo. Aici se ascundea mirosul. Deci aici mă jur că se ascundea mirosul.
Băi, deci efectiv abia dezlipesc. Deci n-aveți idee cât de urât. Cât de urât miroase. Hell no. No. Chestia asta nici nu merită mestecată, sincer. Oribil. Deci, oribil. Deci, cine m-a pus să... Băi, deci dacă la clipul ăsta nu facem 25.000 de like-uri, nu voi mai face niciodată vreo comparație de asta din China, frate, să-mi aducă, nu știu, să caut pe cineva să-mi aducă din China chestii ca să compar cu astea din România. Pentru că, credeți-mă că se strică în ultimul hal. Nu aveți idee cât de tare se strică, efectiv, devine o stricăciune, un gunoi de mine. Aparent și ăsta se răcește și devine nașpa, da? Ok, și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like acestui vlog, pentru că dacă nu facem 25.000 de like-uri, eu nu îmi mai risc stomacul pe chestii de genul, ok? Adică, acum dacă mă gândesc la burta mea, efectiv începe să mă doare din ce în ce mai tare. Doar că acum sunt focusat de a vorbi în fața camerei și să fac toate chestiile astea pe aici. Și uit de burtă și mă lasă durerea, dar văd că acum mi-am adus aminte și iarăși mă ia durerea de burtă. Nu uitați neapărat să-mi dați un follow pe Instagram @aroncianuix, să dați subscribe la acest canal de YouTube și să activați clopoțelul de notificări, pentru ca YouTube să vă notifice mereu atunci când postez un vlog nou. Ok, business în continuare. Mă doare burta. Ne vedem pe data viitoare. Eu mă duc până la baie. Pa!